Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, avem un invitat special. Este vorba despre profesorul meu de informatică, oameni buni. Salutare. Dânsul știe că eu fac YouTube, băieți, și îi mulțumesc foarte mult că a acceptat să fac acest videoclip cu mine, domnule profesorul, mulțumesc foarte mult. Pentru ce, Robert? Pe lângă toată chestia asta, oameni buni, aveți aici conversația în care am vorbit cu domnul profesor și a spus clar că nu vrea să-i se audă vocea, de asta o să-l auziți puțin ciudat pentru că am făcut niște modificări, oameni buni. Și contul ăsta are levelul 11, nu este contul dânsului pentru că dânsul nu se joacă Fortnite, este contul primit de Luca, eu am schimbat pur și simplu numele și am dat contul să se logheze, el este pe calculatorul fiului său. Bun, domnul profesor, apăsați acolo pe butonul ăla galben, ready? Oameni buni, înainte să înceapă clipul, nu uitați, unde? Bineînțeles, pe butonul galben. Asta din dreapta? Da, din dreapta. Oameni buni, înainte să înceapă clipul, nu uitați să dați acolo butonașul de like și de subscribe, să-l rupeți, băieți, și să vă abonați dacă vă place contentul pe care eu îl fac. Nu uitați, băieți, să lăsați acolo în secțiunea de comentarii un comentariu, pentru că, oameni buni, citesc orice comentariu și dau și inimioară. Și bineînțeles, să arătați, băieți, și prietenilor voștri clipul acesta. Oameni buni, puteți da și un follow pe Instagram la unorobinetul1 și gen pe camera de Discord dacă doriți să vorbiți mai mult cu mine. Și bineînțeles, pentru că am uitat să spun pe clip chestia asta, spun acum, băieți, dacă vreți să apareți pe ecran în orice clip la mine pe story și tot așa, puteți spune codul meu pe item shop, oameni buni. Și este de noiutat, oameni buni, join-ul pe camera de Discord. Primul link din descriere, ca de obicei, este un link către PC Garage alături de un coduleț de reducere. Gata cu acest intro, domnule profesor. O secundă să văd dacă am vreo mapă aici de 1 versus 1. V-ați mai jucat vreodată jocuri video? Nu, Robert. Nu? Mai pe scurt, WASD, vă mișcați din mouse, perfect. Veniți după mine. Așa. Apăsați shift ca să alergați. Perfect. O secundă că aici s-a pus mapa. Fiți atent. Acum nu faceți nimic, pur și simplu dați start. Băieți, el mai știe foarte puțin. Am intrat chestia aia cu jocurile video pentru că stai. Bun, domnule profesor, ca meciul de dinainte, pentru că noi băieți am dat mai devreme un meci, ca să-i explic așa pe scurt cum funcționează. Facem ca meciul de dinainte, fără din astea, domnul profesor, astea nu-i voi. Aruncați ăsta, aruncați pușca asta, aruncați-o. Și ăla, așa, și ăsta. Așa, ca înainte, exact ca înainte facem, domnul profesor. Și veniți după mine, urcați pe asta. Space, așa. Și acum avem un perete. V-am arătat acolo butoanele de pe care construiți, tot. Ușor, că nu vă grăbește nimeni, pur și simplu acum ne jucăm așa ca să le arătăm oamenilor. Oameni buni, mi-a spus domnul profesor că nu vrea să-i promovezi nici Facebook-ul, nici absolut nimic, pentru că nu vrea să le țină personale pentru familie și tot. Așa, bravo. Domnul profesor, F1 acum, ca să puneți pereți. Așa. Așa, bravo, exact așa, domnul profesor. Bravo, felicitări. Acum fiți atent. Acum ați pus o scară peste mine. Băieți, acum vă fac și vouă un tutorial dacă vreți să faceți unul versus unul și nu știți cum. Ca să editați, apăsați pe G. Vi s-a deschis ceva albastru? Așa. Da. Aveți chestia albastră, pe gen sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pătrățele, oameni, domn profesor. Era să vă spun, oameni buni, că eu mă... Oh, perfect, ați editat. Îmi pare rău, domn profesor, dacă mai vorbesc așa cu oamenii în timp ce vorbesc și cu dumneavoastră, e mai greuț, că trebuie să vorbesc și cu ei. Așa dați edit, domn profesor. Nu trebuie să-l faceți neapărat foarte repede, pentru că sunteți la început. Oameni buni, vreți să facem o serie cu domn profesor? Domn profesor, ați fi de acord să mai participați la diferite clipuri, bineînțeles, cu vocea schimbată și fără... Da, vă place? Domn profesor mă urmărește de ceva timp, oameni, pe YouTube și este foarte calm, pentru că e genul ăla de profesor, băieți, nu știu dacă aveți și voi, dar este genul de profesor care ține la elevii dânsului și care vrea acolo să fie cât mai bine pentru absolut toată lumea și nu știu, stau în fiecare zi aproape cu el în pauză și vorbim și chestii, nu știu, e cel mai suportiv profesor pe care eu l-am și țin să vă mulțumesc, domn profesor, pentru tot suportul acordat și e și cel mai înțelegător. Bun, perfect, domn profesor. Acum aveți armele în inventar și nu uitați că acum este 1 versus 1, deci puteți să trageți în mine. Hopa. Mamă, domn profesor. Hai că puteți. Așa. Bine, domn profesor. Bravo. Aruncați-vă jos. Acum aruncați jos. Păi și nu mor? Nu, muriți. Acum am făcut fără fold damage. Băieți, meciul trecut am făcut cu fold damage și am zis că de data asta facem fără, pentru că aici. Ah, ok, nu contează. Pentru că băieți murea de foarte multe ori. Unde sunteți? Ah, domnule, să rești pe rampă.
Acum. Wow, păi să mă bateți, Mercer, dacă ați luat peștia aia. Aia îi mâncați, domnul Mercer, și vă dau. Vedeți că acolo jos aveți viața, am uitat să vă zic. Viața și aia albastră e da, scutul. Așa, veniți în perete, aici, și țineți apăsat W. Așa, și shift-ul. Așa, bravo. Eu fac o tactică mai avansată. Așa, domnul Rusul, așa. Bravo, domnul Rusul. Doamne, băi, ce mândru sunt de dumneavoastră. Doamne, băi, dacă încep o serie cu domnul Rusul, cum ar fi? Unde sunteți? A, sunteți sub aia. Așa, wow, frumos hit. Oh my god, băieți, domnul Rusul a zis că n-ați mai jucat jocuri înainte. Nici tu nu joci cum jucai înainte. Păi nu joc, domn profesor. Păi nu joc, domn profesor, că dacă joc cum jucam înainte ar fi puțin cam ușor și cred că v-aș lăsa corigent la Fortnite. Poate vrei să te lasă la informatică. Nu. Nu, glumeam și eu, domn profesor, cu dumneavoastră. Mie-mi place informatică, învăț bine la dumneavoastră, nu-i așa? Știu, chiar da. Față de... Față de restul colegilor, se știu, ei nu o să dau nume. Dar nici eu nu o să dau nume, că nu e frumos. Păi nu e frumos. Nu. Nu, domn profesor! Aoleo, m-ați bătut, dar nu e nicio problemă, domnul profesor, e tot ok. Felicitări, chiar prindeți repede. Sunteți prea bun! Wow, complet de acord. Păi, domnul profesor, copiii dumneavoastră ce fac? Păi, copiii mei se joacă, dar nu Fortnite. Nu? Sunt mai mici. Mai mici. Știu, aveți doi copii foarte, foarte frumoși și de treabă sunt copiii dumneavoastră. Nu, jură, nu fac prostii. Am vorbit și eu odată cu ei. Adică, mă rog, știți că dumneavoastră mi-ați dat să vorbiți cu ei. Da. Eram la oră, băieți. Și pot să zic, domn profesor? Da, pot să spui așa, Robert. eram la oră. Așa, domn profesor, cu arma. Încercați să mă nimeriți, că eu e ok, că eu povestesc aici. Eram la oră și au venit... wow, știți și asta, domn profesor? Nu. Asta e o trapă și dacă intru în ea, îmi dă damage. Au! Eram la oră și vin copiii dânsului în clasă și vin la el și m-au cunoscut copiii de pe YouTube și m-am simțit foarte bine. Aaa, m-ați bătut, domn profesor. Aoleo. Uite, asta am învățat de la tine de pe live-uri, când făceam un versus 1. Să spargeți? Da. E foarte frumos, băieți, așa. Să spargeți când faceți un versus 1. Și ce voiam, băieți, să vă mai spun. O secundă că am uitat, m-am luat așa cu vorba și am uitat. Hai spune-ne, ai emoții? Păi sincer am, că e prima oară când joc cu un profesor. El a fost singurul profesor, oameni buni, care a acceptat să filmeze cu mine. Și chiar mulțumesc foarte mult, domn profesor, că fără dumneavoastră nu puteam să realizăm acest videoclip. Dar pentru ce, Robert? Dar dumneavoastră nu prea vorbiți, nu prea povestiți, nu vreți să vorbiți așa mai mult? Păi ce vreau să povestesc? Păi nu știu, vă... Cum e Fortnite-ul până acum? Este destul de interesant. Am mai jucat și înainte câteva meciuri cu tine. Păi da, puțin. Ca să vă acomodați. Și chiar mi-au plăcut. Este distractiv și... Sincer, m-aș apuca, dar n-am văzut necesară. Dar nu contează, domn profesor. Puteți să vă apucați de la absolut orice vârstă. Asta știu, dar cu timpul liber mai greu. Da, corect, profesor. Acum e bine că suntem în vacanță, cum s-ar spune. Da, nu prea e vacanță, e chestia asta de carantină și stat acasă, izolare. Da. Mă rog. Să-ți faci temele, poate nu-ți faci temele. Ce ai, mă? Le fac, doamne ferește, cum să nu fac eu temele? Mă rog, e mai greu că avem mult, domn profesor. Că acum totul e pe capul nostru, nu la școală, nu nimic. Acum când... Știu asta, dar e foarte important. Păi e foarte asta. Important, corect. Nu pot să neg așa ceva. Tot să-și facă temele. E mai ușor decât la școală. Nu, mie nu mi se pare mai ușor. La școală faci acolo tot ce trebuie să faci așa din obișnuință. Așa la acasă, sincer să vă spun, așa de la... Acum să zic de la om la om, nu de la elev la profesor, că n-aș spune așa ceva. Nu e vorba că e mai acasă. Mult de scris, că... E gen și partea asta că nu mergem zilnic la școală, pur și simplu ni se dau o dată teme și aia e. E vorba că
când, că virgulă, când mergem la școală, mă scuzați, avem obișnuința să scriem din clasă și chestii, așa, ca să, nu știu, sincer, mie personal, ca de la om la om, că n-a spus niciodată așa ceva la un profesor, mie mi-e lene să fac tot ce trebuie să fac acolo. Nu știu, nu am chef, vă dați seama, e... Dumneavoastră, cum rezistați? Cum o duceți? Îmi place să scrie în ziua de astăzi, la câte jocuri au apărut. Corect, 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 foarte corect. Majoritatea tinerilor sunt în jocurile video, calculatoare și chestii de genul. Asta e viitorul, domn Rusor. Da. Asta e generația în care trăim, asta e tot. Hai, domn Rusor, ușor! Ușor! Ai dat cu ăla, nu știu cum se numește. Clopata. Ai dat clopata, nu? Bun, băieți, vreau neapărat să știu acolo în secțiunea de comentarii dacă mai vreți clipuri cu domnul profesor, ați auzit că îi place. Mai facem. Să dăm un win, Robert. Mamă, perfect. Mamă, facem win cu domnul profesor pe Fortnite. Foarte tare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sorin, încă o dată. Habar nu aveți cât de mult, cât de recunoscător sunt pentru că ați hotărât să vă luați din timpul dumneavoastră prețios și să filmăm acest clip. Deci o problemă. Și nu o să fie ultimul videoclip, îți promit. Vă mulțumesc, domnul profesor. Bun, oameni buni, cavătă vă și cu primul clip din seria noastră de Fortnite cu domnul profesor. Nu uitați, băi, să apăsați acolo butonul și de like, să-l rupeți dacă mai vreți clipuri în continuare. Nu uitați, băi, să vă abonați pentru că jumătate din publicul meu nu este abonat, oameni buni, la canal și e destul de nașpa pentru că asta, teoretic, e o etapă peste care eu trebuie să trec și pot să fac asta doar cu ajutorul vostru dacă vă abonați la canal. Oameni buni, nu uitați să dați un follow pe Instagram și join pe canalul de Discord doar dacă vă place ceea ce fac, să puneți codulețul pe shop, foarte important, oameni buni, și bineînțeles să verificați primul link în descriere alături de un coduleț de reducere. Eu am fost Robert alături de domnul profesor. Domnul profesor, aveți ceva de adăugat? Da, în primul rând să ne ieșiți din casă. E chiar ceva foarte nasă în țară și în toată lumea. Corect. Și să ascultați tot ce se spune la televizor, nu sunt minciuni. Și cum a spus și Robert, să vă abonați la canalul lui, face chiar o treabă foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Și oameni buni, faceți ce a spus domnul profesor pentru că nu minte. Eu v-am lăsat. Ciao!